Hei! Ce surpriză! Salut! Bine ați venit în casa mea, curtea mea, pe my ride. Uite, ăsta e tractorașul meu, motocicletele mele, mingiuțele mele. Wow! Care e povestea casei? Povestea casei e foarte interesantă. Ne doream foarte mult o casă în oraș, o mică oază de liniște și pace. Și după 2 ani și ceva de căutări, am găsit-o. Ne-a ieșit, este o casă de vacanță în mijlocul orașului. Eu așa o văd. Ce criterii ați avut în vederea căutării casei? Cum ați ales zona? Păi vreau în oraș, nu se găsea așa ceva cam nicio parte, în centru niciun caz. Și mai e un criteriu, cam toți ai noștri stau în zona sa, spre Pitești, Chiajna încoace, deci suntem foarte aproape. Intrăm? Ai simțit că trebuie să faci vreun compromis de parcurs? Acest stâlp, să știi că este stâlpul casei, în afară de mine. Și deși nu i-am văzut rostul la un moment dat, să știi că m-am jucat foarte, foarte tare cu copilul și încă ne mai jucăm în jurul lui și este un punct de referință în casa asta. Care este prima amintire din casa voastră? Prima amintire? Noi doi în dressing, făcând planuri cum să mobilăm și cum să fie viața și cum să... Nu? Da. Dar cea mai emoționantă? Cea mai emoționantă a fost momentul în care am venit cu bebe acasă, normal, au fost foarte multe emoții atunci. Iar prima mea amintire din această casă a fost atunci când am deschis casa, am făcut o petrecere de deschiderea casei și ne-am chemat toți prietenii, sărbătoream și 2 ani de la nuntă. Da. Și am făcut o mare petrecere și în casă și în curte, peste noapte au rămas și prieteni care au dormit și a fost după care am renovat. Glumesc. Aveți vreun loc special în care vă petreceți timpul în familie? Da, cred că suntem chiar aici. Nu știu cum ți-ai ales întrebarea, dar ăsta este locul. Ăsta este un fotoliu pe care mi l-am dorit foarte mult și asta este o poziție în care mă relaxez în fiecare zi. Zicem adevărul? Nu, de fapt este locul meu. Hai, să facem schimb. Deci da. Este locul meu, da. Unde eu îmi iau micul dejun pe fiecare dimineață, așa, și mă uit la natură sau la televizor. Da, și eu atunci stau aici, pe asta e locul meu, în care stau, uite așa, și mă joc cu copilul, care face, uite așa, drumuri pe aici și ne jucăm împreună. Și mă uit și eu la același serial și ne bem cafeluța. Mi-am dorit foarte mult acel fotoliu și mă bucur foarte mult că are parte de ea. Ce nu aveau casele în care ai locuit în trecut și are această casă? Liniște. Uite, de exemplu, am adunat de-a lungul anilor tot felul de premii, de la Ai Umor pentru cea mai bună ascensiune, am un Oscar sau cum s-o numi. Poza cu Dan Rădulescu, e singura poză pe care o am cu Dan Rădulescu. 4 ani de zile mi-a fost profesor, dar asta e o singură poză făcută, uite așa, la o partidă de pescuit am fost. Și tot felul de alte premii. Și mai sunt mai jos chestii mai importante din viața mea, aș putea spune. Lumânările de la nuntă, mirul și lumânarea de la botezul lui Arias. Care este primul spațiu în care intri când te trezești dimineața? Nu acolo. Comediantul din mine v-ar spune care, o să vedeți, sunt 3. Ce fac eu primul lucru dimineață, cum mă trezesc, uite, vin așa, facem, cum e, reconstituire istoric. Fac așa, am deschis, ies un pic aici, trag o gură de aer, rece sau cald, depinde cum e. Mă bucur de liniște și intru înapoi. Pe bune, ăsta este spațiul în care intru, cum mă trezesc dimineață și mă duc direct la acel geam. Ne uităm un pic afară, indiferent că afară este rece, cald, răcoare sau căldură, nu contează. Aici îmi place să mă uit un pic, mă liniștește foarte tare această clipoceală de apă și claritatea ei și verdele ăla și pădurea din mijlocul orașului. Nu știu dacă ați văzut, dar trăim într-un fel de pădure. Cum arată bucătăria și cine petrece cel mai mult timp acolo? Doamnă, te rog. Mi-am dorit foarte tare să fie pe alb, mobila în general, am ales o clasică.
Se petrece mult timp în bucătărie, se gătește aproape zilnic. Normal, avem un copil de 3 ani și jumătate, e normal să fie așa. Ce te-a făcut să adopți stilul ăsta? Din câte am observat, hotelurile boutique, în general, merg pe mobilă clasică, merg pe alb, merg pe, nu știu, mi se pare clasic, nu se demodează niciodată și îmi dă mie senzația de acasă. Ce obiecte au rămas alături de tine pe tot parcursul mutării? Aveți ceva ce ați luat cu voi? Haideți să mergem în camera copilului, uh-huh, să-ți arăt obiectul care pe aici, pe scări. Uh-huh. Așa. Și ăsta este un tablou foarte vechi al Mădălinei. Da, este un tablou de la bunicul meu, pe care i l-a dat bunicii mele, a avut 4 fete, a avut 4 tablouri cu câte o domnișoară care reprezenta câte un anotimp. Bunica mea a primit primăvara, este o litografie, probabil că undeva pe la 1870 ceva de gen a fost făcută. Este tabloul care m-a privit crescând și acum l-am luat la mine acasă. Asta e camera copilului, nu e probabil ce vă așteptați. Aici aș mai veni să mai beau o cafea când mă uit, pentru că se vede de sus totul frumos și acești copaci minunați. Pădurea din oraș. E frumos. Primele nopți, primele luni am dormit aici. Aici, da. A fost, camera copilului a fost de fapt făcută înainte să apară copilul, atunci când noi ne-am mutat aici. Știu că ne plăcea, ne trezeam dimineața, trăgeam astea și ne uitam aici și erau fluturi în grădina școlii acolo. Era ceva mirific. Așa. Și obiectul, pentru că m-ai întrebat. Uite, asta am luat cu mine peste tot. Este chitara cu care am cântat și la Sala Palatului. Este chitara mea preferată și sper într-o bună zi să-l învăț și pe copil să cânte la ea. Ai un loc special în care îți pregătești aparițiile pe scenă? Da. Bine, asta e camera în care eu mă uit la meciuri, mă uit la stand-up. Mă relaxez aici, mă plimb că în timp ce îmi repet textele, mă plimb pe aici. Nu e foarte mare, nici nu-mi trebuie. Nu-mi trebuie birou să scriu pentru că totul este pe telefon mai nou. O să fac un show foarte interesant în București, la Sala Polivalentă de data asta, nu la Sala Palatului. 360, în sensul că o să pun scena în mijloc și o să mă înconjor de oameni. O să fie cel mai mare show din București, 6.000 de oameni. Așa că aici, de aici pleacă tot. Ce-ți place cel mai mult la casa ta? Îmi place că este foarte bine proporționată. Adică nu e nici foarte mare, dar nici foarte mică. Și îmi place că noi am fost foarte atenți cu... Și acum, în timp ce ziceam că foarte atenți, să mă duc pe scărpa, știi? Am fost foarte atenți pe... Am fost foarte atenți cu copilul cât a crescut. Și am putut să-l urmărim, adică să fim destul de aproape de el. Care e camera care a necesitat cea mai multă atenție la decor? Extraordinar cum îți alegi întrebările. Iată, camera care a necesitat cel mai mult timp și atenție la decor este dormitorul nostru. Am așteptat 3 luni și jumătate după pat, 3 luni după saltea, da, ca să vină. Și tabloul a fost complicat să-l achiziționăm și să-l și montăm, pentru că este foarte greu. Masa are o poveste specială, este, da, făcută în Italia, e sculptată manual. Mi-a plăcut ideea de natură la duș. Mi-am adus palmierul în casă și îmi place foarte mult să fac duș și să mă uit la palmier. Mă simt exact ca în Maldive. Iar după ușă l-am măsurat pe pitic de-a lungul timpului, cum a crescut. Probabil când ne vom muta o să plecăm cu acest top de ușă după noi. Storia.ro a lansat cărticica de biniște, un ghid complet al fericirii acasă. La voi acasă, care e colțul cu cea mai multă biniște? Vreți să mergem la biniște? Hai! Doamnelor și domnilor, haideți să avem puțină biniște! Cea mai mare curte pe care noi am găsit-o în oraș, iar curtea pentru noi reprezintă o prelungire a living-ului. Tocmai de aceea am pus acel covor pe terasă, să ne simțim ca în casă, dar și afară, cu multe flori, cu natură. Aș putea spune că ăsta e colțul de biniște, cum ziceți voi. Când se aprind luminile aici în curte și se aprinde și piscina și se văd toți copacii și cerul și stele, acolo este locul. Ce credeți că spune stilul casei despre voi? Eu sunt un tip jucăuș și glumeț,
dar am ajuns la maturitatea în care să ne placă o casă de genul ăsta. Adică toată lumea o vede clasică, dar este foarte vie. Sunt curioasă cine și-a lăsat personalitatea să fie vizibilă în amenajarea casei. Sau mai vizibilă. Mădălina. Eu doar am fost supporting actor la treaba asta și am fost și sunt foarte mândru de ea și de ce a ieșit. Ce le recomanzi celor care plănuiesc să-și schimbe casa în 2022? Să fie atenți la detalii, să facă sens investiția și să se simtă ca acasă, să simtă ceva. Când intră în casa aia, zic că uite, aici mi-ar plăcea să mă trezesc în fiecare dimineață. Încă un amănunt important, n-aș recomanda cea mai mare curte din lume. Pentru că este foarte greu de îngrijit dacă vrei să arate într-un fel. Ce obiecte decor credeți că nu ar trebui să lipsească dintr-o casă? Aceasta. Vaza plină cu flori, cred că ar trebui să fie în orice casă. Știi că ai ajuns acasă atunci când? Vrei să zicem în același timp? E pentru că pentru noi fel. E la fel. Noi știm că am ajuns acasă când auzim pe hol tropăiturile copilului. Tati, mami, ai venit acasă! Este senzațional. Da, e cel mai frumos sentiment. Cum s-a schimbat dinamica de acasă de când sunteți părinți? A apărut mobilă mică, da. Au apărut jucării peste tot, câteodată nu mai avem pe unde să călcăm sau să ne așezăm de jucării. Bine, și acum deja e mare, dar nu mai zic de sterilizatoare, pătuțuri fierbătoare. Un scaun pentru masă care a dispărut între timp că nu mai e nevoie. Prinde viață casa odată cu apariția copilului. De ce casă și nu apartament? Care sunt avantajele și dezavantajele de a locui la casă? Eu cred că asta s-a văzut cel mai mult în timpul pandemiei. Când oricine ar fi dat orice și pentru un balconaș mai mare. Sigur, presupune un efort mai mare o casă și mai ales curtea, dar, cum să spun, este o binecuvântare. E ceva ce ați observat la casele vizitate în călătoriile de până acum și ați preluat în casa voastră? Păi eu spune că planta din Baia Mădăline, e clar că din Maldive a venit, unde aveam palmieri deasupra în baie, care n-avea tavan, e adevărat, aici nu avem cum să n-avem tavan. În rest, cred că... Fotografiile puse pe perete lângă hartă sunt din călătorii de peste tot pe unde am fost, călătorile cele mai dragi până la urmă. Da. Sunt curioasă cum arătau casele în care ați locuit de-a lungul timpului. Eu am copilărit și am crescut într-un apartament de două camere din tineretului, cartier ok din București, iar casa era lăsată așa cum a fost făcută de taică-mă prin 80 și nu știu cât, 9, a venit cu niște tapet din Germania, o întreagă tevatură, așa a rămas foarte mulți ani, adică dacă atunci a fost răgnet, ceva extraordinar, după aia a devenit așa un pic de clasic, adică și mobila era clasică și tapetul clasic, aveam un fototapet cu care mă trezeam și mă culcam în fiecare timp de nu știu câți ani. Și pentru tine? Eu am locuit lângă Pitești la casă cu curte, cu deal în spate, cu verdeață, cu cireși, cu pom fructifer, cu mere, cu de toate, cu verdeață și în momentul în care m-am mutat la București mi-am dorit foarte tare să am curte cu verdeață. Am încercat să o refac aici, în oraș. Cum v-ați descrie casa în câteva cuvinte? Primitoare. Călduroasă. Plină de viață. Și de iubire. Da. Mai ales de când a venit Arias. Da.